Guvernul japonez a lansat un concurs național de idei pentru a încuraja pe oameni să consume mai mult alcool, după ce o schimbare de atitudine în rândul tinerilor a dus la o scădere a veniturilor. Conform mesajul.ro, campania Seik Viva, derulată de Agenția Națională pentru Impozite, le cere tinerilor cu vârste cuprinse între 20 și 39 de ani să vină cu propuneri care să contribuie la revitalizarea popularității băuturilor alcoolice, care au căzut în disgrație din cauza schimbărilor de stil de viață în timpul pandemiei. Concursul, care se desfășoară până la 9 septembrie, solicită produse și modele noi, precum și modalități de promovare a consumului de băuturi la domiciliu, scrie The Guardian. Participanții sunt de asemenea încurajați să exploreze metode de vânzare care să folosească metaversul, potrivit site-ului local jiji.com. În Japonia, consumul de alcool a scăzut de la o medie de 100 de litri pe an de persoană în 1995 la 75 de litri în 2020. Scăderea vânzărilor de alcool a afectat bugetul Japoniei, care are deja un deficit de peste 48 de miliarde de ieni, adică 290 de miliarde de lire sterline. Taxele pe alcool au reprezentat 1,7% din veniturile fiscale ale Japoniei în 2020, în scădere de la 3% în 2011 și 5% în 1980. Japonia se confruntă cu cea mai mare scădere a veniturilor din impozitul pe alcool din ultimii 31 de ani, potrivit Japan Times. Pe măsură ce munca de acasă a făcut pași înainte într-o anumită măsură în timpul crizei COVID-19, mulți oameni ar fi putut ajunge să se întrebe dacă trebuie să continue obiceiul de a bea cu colegii pentru a aprofunda comunicarea. A declarat atunci un oficial al agenției. S-a înregistrat un declin deosebit de abrupt în ceea ce privește consumul de bere, volumul vânzărilor scăzând cu 20% la mai puțin de 1,8 miliarde de litri. Ministerul japonez al sănătății a declarat că speră ca această campanie să reamintească oamenilor să nu uite să bea doar cantitatea adecvată de alcool. Finaliștii concursului vor fi invitați la ceremonia de gală de decernare a premiilor, care va avea loc la Tokyo pe 10 noiembrie, iar biroul fiscal a declarat că va sprijini comercializarea ideilor câștigătorului, relatează mesajul.ro.